Un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Oltenița, județul Călăraș, a evadat în data de 13 august din sediul poliției orașului Budești. Se pare că bărbatul s-a prezentat la sediul poliției orașului Budești, însoțit de apărătorul ales, unde a fost audiat în calitate de inculpat într-un dosar penal, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. După ce i s-a comunicat că va fi reținut pentru o perioadă de 24 de ore, acesta, la scurt timp, a fugit din sediul poliției. Semnalmentele bărbatului sunt: înălțime aproximativ 1,90 m, greutate aproximativ 105 kg, constituție robustă, tuns scurt, ten închis, poartă barbă și are tatuaje pe ambele brațe. La momentul evadării era îmbrăcat într-un tricou de culoare galbenă, pantalon scurs de culoare albastră și pantofi sport de culoare roșie. Polițiștii din județul Călăraș caută un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Oltenița, județul Călăraș, care în cursul zilei de 13 august a evadat din sediul poliției orașului Budești. Din primele verificări, a rezultat că la data de 13 august, orele 10, bărbatul s-a prezentat la sediul poliției orașului Budești, însoțit de apărătorul ales, unde a fost audiat în calitate de inculpat într-un dosar penal, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. După ce i s-a comunicat inculpatului că va fi reținut pe o perioadă de 24 de ore, acesta, la scurt timp, s-a ridicat de pe scaun și a fugit din sediul poliției. La momentul evadării era îmbrăcat într-un tricou de culoare galbenă, pantalon scurs de culoare albastră și pantofi sport de culoare roșie. Precizez faptul că la nivelul județului Călăraș s-au constituit filtre pentru depistarea celui în cauză, bineînțeles, colegii mei îl caută și în locurile pretabile a se afla și, de asemenea, au fost sesizați colegii din județele limitrofe ca în cazul în care acesta se deplasează pe raza unui județ vecin să fie depistat. În cursul zilei de 13, în urma evenimentului sesizat, conducerea IPJ Călăraș a dispus efectuarea unei cercetări disciplinare privind doi polițiști implicați în evenimentul produs. Dacă în urma cercetării disciplinare aceștia vor fi găsiți vinovați, vor fi dispuse măsurile legale de sancționare. În continuare, colegii mei efectuează cercetări și verificări în vederea prinderii persoanei evadate. Persoanele ce pot oferi informații care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.